Vizionați în continuare pe Exclusiv TV ședința integrală a Consiliului Local din Comuna Cleja, județul Bacău. Vizionare plăcută! Ședință ordinară, conform dispoziției numărul 69 din 24.03.2023. Toți consilierii sunt prezenți. Materialele înscrise la ordinea de zi sunt următoarele. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară a Consiliului Local din 24.02.2023. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data 2 februarie 2023. Proiect de hotărâre privind înființarea și delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Comunei Cleja, județul Bacău pentru anul 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru filmarea și difuzarea integrală prin servicii de filmare a ședinței Consiliului Local și a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul Local și organizate de Primăria Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, operare, instalații numărul 1078/1087 din 16.04.2018 încheiat cu SCE Ecosud ESMA. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2023 la patrimoniul ADIS. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Cleja pentru ședința adunării generale a acționarilor a SCE Compania Regională de Apă Bacău SA din 20.04.2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondului anual de execuție al bugetului local pentru anul 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de utilizare a microbuzului de transport școlar pentru elevii din cadrul Școlii Gimnaziale Cleja, județul Bacău, din patrimoniul UAT Comuna Cleja. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 1 al anului 2023 și diverse. Supunem mai întâi la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Toată lumea. Și mai avem suplimentare cu două proiecte. Proiectul numărul 30 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Asociația Maghiarilor Ceangăi din Moldova și Comuna Cleja pentru implementarea proiectului vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului și proiectul de hotărâre numărul 31 privind aprobarea votului în cadrul adunării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? Începem cu primul punct. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 28 februarie 2023. 24. Trebuie să le cumulăm pe amândouă. Le cumulăm pe amândouă. Al doilea punct, avem aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 28 februarie 2023. Exact așa am scris, așa am citit. Da, mulți, două procese. Două procese, da. 24 și 24. Dacă sunt ceva comentarii la... Nu. Aceste două procese verbale. Dacă nu, să supunem la vot. Cine este pentru? Votul pentru. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind înființarea și delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Cleja, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul viceprimar. Dacă sunt discuții la acest proiect. Domnul Gai, domnul viceprimar, ce constă? Păi, practic, înființăm acest serviciu, să delegăm pe cineva pentru, vedem, căutăm fel și fel, după aia căutăm fel și fel de soluții, să... Adică o firmă, nu? Care da. Da, delegăm gestiune. Noi, ca să putem delega această gestiune, trebuie să avem exact, un serviciu, dacă n-ai serviciu, n-ai ce delega. Deci, n-avem cadrul legal. Așa o propunere. Poate face și un regulament, adică proprietarii care da, bineînțeles, au câini cum să nu. Și nu-i țin în curte sau legați să, nu știu, să... Ne-au măsuri. Ori amendă, pentru că va face un chiar duminică am fost pe la stadion, pe acolo erau doamne și doamne cu copii și mi-au zis că e greu să meargă și la școală, pe lângă stadion, să iasă la școală, din cauza câinilor. S-au mulțit în ultima vreme. S-au mulțit. Noi avem foarte mulți câini care au fost abandonați de aici, din comună. Da. Cetățenilor din comună, nu numai ceea ce vine din afară. Da.
Pentru că vedem, cu gardul la gât, cu furia, cu aia nu vin. Doar de scăpați, nu undeva. Nu, i-a dus din altă parte, că de aici se duce câinile acasă. I-a dus din altă parte. Nu, mereu, că dacă nu-i dai de mâncare... Eu zic că dacă îi strângi o dată pe cei îi strângi, poți să faci un regulament, cine îi lasă fără să fie în afara curții... Asta e sancționat. Trebuie sancționat, clar. Punem la vot. Cine este pentru? O, votul pentru. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor la nivelul Comunei Grijă Județul Bacău pentru anul 2023. Dacă sunt discuții. Riscul ce se întâmplă în riscuri? A riscurilor. Calamități? Calamități, tremuri. Da, asta e la riscuri. Incendii, inundații. Incendii, da. Specificat. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? 8 voturi pentru. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru filmarea și difuzarea integrală prin serviciul de filmare a ședințelor Consiliului Local și a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul Local și organizate de Primăria Cleja. Dacă sunt discuții la... Practic aici le noi în contractul, nu? Deci, aș vrea să revin un pic la acest contract care a fost anul trecut. Dacă considerați că să mergem cu filmare în direct, este una, dacă vreți, cum făceam înainte și după o zi, dădea filmarea, acum cum doriți, dacă vreți să mergem direct, e mai scump un pic decât dacă... Aici s-a propus filmarea ședințelor ordinare, nu online, no. Exact. Voi ce ziceți, să mergem cu filmare în direct sau vreți cu rezolvarea cu... Și ședințele extraordinare? Extraordinare, unde mai filmăm, nu are sens. Ca să eliminăm discuțiile, dați-i în direct. În direct, nu? În direct, deci da. Mergem în direct cu ședințele ordinare, atât. Da, da. Ca să, nu ca să eliminăm discuțiile. Să da, nu... exact. În direct. Dar astea ar fi filmat discuțiile ordinare și nu, nu online. Adică să fie totuși filmat. Da, da, da. Andrei, acum o să avem foarte multe proiecte. Și vii pentru a să aprob un proiect. Și sunt alea de urgență, imediat le dăm și online, și unde poate să vină, ca să rezolvăm problemele care le avem cu, cu proiectele. Dacă vreți, pentru, pentru un punct de ordine de zi, tu vii cu filmare. Nu? Când le facem la extraordinare, așa se întâmplă, sau la filmările de îndată, la ședințele de îndată. Cu trebuie să primim un proces verbal care se poate discuta și atunci, sigur că la nouă da, proces verbal. Deci articolul 1 se va modifica prin difuzarea online ședințelor, doar ordinare, da? Supunem la vot. Cine este pentru? Vreau să mai pun o întrebare. Prima oară când s-a încheiat contractul cu această firmă, era discuția că în banii care se vor aloca de la primărie, se vor include toate serviciile de filmare, că nu avem nevoie. Atunci nu s-a pus în calcul că, băi, venim și sâmbătă bani în plus, venim și duminică bani în plus. Acum s-a venit cu suplimentări. Care suplimentări? Nu, suplimentari. Ce suplimentari? Dacă vrem în direct, bani în plus. Dacă vrem și extraordinare, bani așa în plus. A fost totdeauna. A fost totdeauna. Când au fost ședințele care nu au fost filmate în direct, au fost 600 de lei. Când a fost cu în direct, e 11 milioane. Aproape 12. 12 milioane. Deci asta este. Nu a, nu a fost suplimentar. Noi am venit acum mai puțin. Să merge pe varianta cea mai ieftină și gata. Voi hotărăți așa. Vreți în direct sau vreți... Varianta cea mai ieftină, că eu nu văd rostul să cheltuim prea mult bani pentru... S-a votat. Varianta cea mai ieftină. Nu, n-am votat. Cea mai scumpă. Cea mai ieftină. Deci am votat direct. Eu zic că nu avem nimic de ascuns. Cea mai ieftină. Nu poate să vadă și a doua zi. Nu mai poate. Vreți în direct, facem în direct. Nu, nici o problemă. Să fim discuții că le... Că le tăiem de... Da. Nu, nu. Haideți să mergem în direct. Mergem în direct, nu. Direct, la filat, asta o să fie. O să fie discuții că le... Fragmentăm, le... Da. Puneți la ce mai scoatem de acolo. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Stai o secundă. Hai să vedem cele două... Deci, două variante. Odată, cu filmarea în direct și filmarea, cum zice domnul Pavel Cadar, pe varianta lui Cadar. Varianta cea mai ieftină. Cea mai ieftină, asta care este cu... Filmarea, a doua zi, difuzarea, facem alte treburi. Inițial era un contract incluse evenimentele culturale. Da, era ca asta de prima oară. Este și acum inclus evenimentele culturale. Dar filmarea e filmare.
Da. Pe filmare. Deci, merge pe direct. Ca să evităm orice discuții și astea, ar fi cel mai bine merge pe direct. Atunci votați cele două soluții. Mai bine. Deci, să vădăm cele două soluții. Cine este pentru? Proiectul de hotărâre inițial pe care îl aveți este cu în limita maximă 800 de lei pe lună, adică doar ședința ordinară, care nu se difuzează în direct. În direct. Și a doua zi se va. Nu. Deci mergem. Votați? Supunem la vot. Deci. Supunem la vot. Cine este pentru această variantă? Împotrivă? Pentru care? Aia de 800 de lei. Exact. Nu, 800 de lei. Ordinara în direct sau... Ordinara în doua zi. Da, în doua zi. Deci voturi pentru? Nu așa. Un vot, da? Abțineri? Împotrivă? 7, da? Și a doua variantă, deci mergem cu... Filmarea în direct. Amendament, da? Da. Modificăm articolul. În direct, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mergem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, operare, instalații numărul 1078 și 1087 din 16.04.2018 încheiat cu SECE ECOSUD SA. Dacă sunt discuții pe această temă sau ce subiect lămurim. Dacă vreți să explicați, da, în ce constă acest proiect. Ecosudul e altă firmă sau? E groapa de gunoi. A, groapa de gunoi. Nu, ei care selectează, colectează la groapă. Așa, da. Bine, tot de Soma, Bart. Tot de Soma. Tot Soma este, da, numai că Ecosudul, da, e unitatea care primește gunoi de acolo. În condițiile în care am delegat gestiunea serviciului de salubrizare, suntem obligați să respectăm regulile asociației. Când asociația negociază cu SECE Soma sau cu SECE Ecosud prețurile, automat acele prețuri trebuie să ni le însușim și noi. Suntem într-o asociere și trebuie să respectăm regulile jocului care s-au stabilit de la început. Acum ei vin și modifică prețurile la prețurile care sunt negociate cu Ecosud pentru preluarea deșeurilor, vederea depozitării, sortării, transferului și asigură, practic, este o reluare, o majorare a prețurilor de... Am înțeles. Cum se vor reflecta prețurile care le plătesc cetățenii? Transferul, exact. Sortarea și compostarea. Da. Și cum vă va afecta prețul din comun? Prețul pe care plătesc cetățenii? Cu cât la sută sau a scăzut calcul? Deci prețul se, într-adevăr, prețul se mărește. Se mărește pe latura aceasta de depozitare, sortare și compostare. Prețul asupra cetățenilor se poate mări sau nu? În funcție de strategia pe care o adoptăm. Noi va trebui să adoptăm o strategie, să diminuăm cantitatea deșeurilor care se predă la Soma. Să găsim alte metode decât să predăm la Soma deșeuri la oaltă și nesortate. Va trebui să ducem o campanie de lămurire cu cetățenii, să aibă în vedere selectarea deșeurilor. Nu punem totul la grămadă. Trebuie să selectăm. Scuzați că vă întrerup, dacă vă aduceți aminte, eu am discutat, cred că anul trecut, informarea cetățenilor prin niște pliante, prin niște materiale tipărite, în care se scrie foarte clar ce deșeuri se pun la reciclabil și ce merg la bunuri menajere. Cred că... Nu știu dacă aveți cunoștință, dar s-a făcut acest lucru. Eu nu am primit. Am avut colega noastră, Benchea Valentina, care permanent a mers în sat cu mașina de gunoi, Soma a explicat tuturor. S-au împărțit pliante, s-au afișat pe Facebook, pliante s-au afișat pe... A trebuit afișat pe site în fiecare săptămână. Până intrăm
Nu, nu pe site, cred că e afișat pe site. Trebuie să găsim metode de diminuare sau de selectare a deșeurilor. Putem iniția și noi campanii de colectare a deșeurilor selectate. Păi, cine oprește să faci? Cine oprește? Lipsa personalului, exact. În primul rând, lipsa personalului, doi, alocarea de fonduri pentru acest segment, deci ca să gestionezi un sector, un de salubritate, de salubrizarea comunei, îți trebuie personal. Noi suntem mereu îngrădiți de a angaja. De ce? Pentru că avem nevoie de personal pe parte de proiecte, avem nevoie de personal pe parte de salubrizare și pe parte de administrativ. Eu cred că organigrama prevede aceste posturi. Nu le prevede, va trebui să le prevedem dacă vrem să gestionăm. Păi și să le prevedem. Da, asta înseamnă o modificare de organigramă. Veniți cu organigrama în Consiliul Local și noi votăm, sigur că da, dacă este nevoie de oameni ca să lucrăm. Nu este atât de ușoară gestionarea deșeurilor. În toate comunele și peste tot sunt probleme. Asta este clar, este o problemă la nivel național, e probleme de mentalitate, e problemă de educație, dar, de infrastructură. Și de infrastructură, clar. Dar trebuie să căutăm soluții. Este problemă la nivel național, așa este. Da, dar vedeți că ni se impun atâtea reguli, ni se impun atâtea, faceți asta, faceți asta, asigurăm cadrul legal, asigurăm fondul, asigurăm. Deci, deodată ne-am trezit că trebuie să fim raportați exact cum fac cei din Uniunea Europeană, să facem și noi. Dar noi nu avem infrastructura lor, nu avem dotarea lor, nu avem mentalitatea lor. Exact. Mentalitatea, deci chiar eu, și așa. Eu zic că, după părerea mea... Unul gunoiul, da. Mijlocul câmpului, pe arătură. Da. Băi, eu mers 100 de metri pe arătură. Cu ce dracu a dus gunoiul? Acolo se vede din eu, deci, deși eu când vii, da. Pe partea. Da, da, aici a fost. Toată lumea există în noi. În toată există, lumea, mai sunt de european cu aceea. Da, da, se vede acolo, sacea. Da, da, în fiecare zi umblăm și căutăm și să strângem gunoaie și a doua zi. Ia le găsim în apă. Îi găsim la loc. N-ai, pur și simplu, suntem depășiți. N-ai ce faci. O întrebare, dacă îmi permiteți. De-a lungul timpului, câte persoane au fost prinse și sancționate că au aruncat gunoiul de aiurea pe marginea părăului? Nu avem poliție locală, nu cred că a fost prins nimeni. Noi acum vrem să înființăm poliția locală tocmai pentru a da sancțiuni. Dar ați văzut acum cât scandal și cu vai. Pentru asta atunci angajez polițiști ca să dea ea. Orice ai face, nu bine, știi. Am văzut că dar va trebui până la urmă să știți. Da, suplimentarea ordinii de zi, am văzut că aprobăm un acord cu AMCM, cu partea de mediu, putem să-i rugăm ca să desfășoare și activități de conștientizare a cetățenilor, dacă tot semnăm acord cu dânsii, vorbesc cam în două limbile, adică se înțeleg cu toată lumea. Dacă îmi permiteți. Când vine mediul, mai întâi sancționează primăria. Da. Încă o completare, dacă îmi permiteți. Eram copil, în Cleja era o persoană care era angajată, care vedea cu lopățica în spinare și se plimba toată ziua ca pe părou prin sat, un fel de administrator, presupun. Noi nu avem la ora actuală o persoană care să și verifice gunoaile unde sunt aruncate, să le identifice, să le... Eu zic, așa ziceam noi atunci, știam că e administrator, nu știu administratorul din ziua de aceea, ce rol are. Dar o lopată și o persoană care să verifice, cred că nu ar face rău comunității. Vreau să vă spun, înainte nu erau atâtea gunoaie. Asta vreau să zic și eu. Perioada aia nu cred că erau atâtea. Peste tot, astăzi te duci și faci curățenie a doua zi la loc. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Da. Nu erau atâtea gunoaie și totuși era o persoană care se ocupa. Acum avem multe gunoaie și nu avem persoană care se ocupe. Avem. Viceprimarul asta face și cu echipa de la... Băi, să-i luăm o lopată atunci, că nu l-am văzut lopată. Dar ce să facem lopată, să le îngropăm? Oamenii îngroapă cu buldoi excavator. Eu v-am zis ca idee cum era înainte de vedea cu lopata și identifica persoane care aruncau așa. Era o persoană angajată în acest lucru. Crede-mă că... Facem lucrul ăsta zi de zi și ne frământăm toată, de fiecare zi. Acum am început cu aparatul de filmat, cu telefon. Zi de zi căutăm soluții, da? Ca să concluzionăm, nu se scumpește în acest moment cu noi taxa de salubritate. În acest moment nu se scumpește, dar măsuri pentru diminuarea...
cantităților va trebui să luăm, dacă vrem să nu scumpim. Eu zic că înainte să scumpim, să încercăm metode de conștientizare și... Dar eu zic să încercăm aceste metode toți împreună, că dacă ne așteptăm doar la domnul viceprimar cu lopata în spate, să nu prea reușim, înțelegeți? Sau dacă nu, dar trebuie toți, pui, cumva. Și mai ușor de acum, da, da, și da. Un bețișor, un puișor și un sac la noi. Prețuri, prețurile foarte mari sunt la sortare. Prețuri foarte mari, 900 la... preluarea de 930 de persoane, nu? Câte poate se colectează? Vreau să mai vin cu ouă. Cam 150-170 de tone. O întrebare. Vine vara, vine berea, vine vara, asta trebuie să luăm calcul. Încă o completare, dacă îmi permite. Dacă totuși sunt prețurile cum sunt, enorm de mari, nu ne-ar veni oare mai simplu să facem o platformă, eu știu, unde oamenii să poată să ducă gunoaiele. Tocmai atunci să angajăm 2-3 persoane să sorteze acele gunoaie. Că dacă omul nu, încet încet s-ar învăța cu acest sistem de sortare. Lasă-mă cu mediul, nu dă voie, dar trebuie să dea voie, fiindcă ar fi o variantă care se practică în alte țări, în fiecare localitate. Sunt platforme unde omul duce crengile, îl duce moluzul, acolo se sortează și de acolo tocmai vin ăștia de la salubrizare și ridică acele gunoaie sortate gata. Eu cred că persoane care au mai fost pe afară, am vorbit și cu domnul Gheffi, această problemă, ci că da, se practică și cred că și la noi ar fi o metodă mai ieftină în timp decât să plătim 900 de lei pe tonă. Ai făcut o socoteală că costă 4 angajați și... Nu, eu am zis, poate să vedem dacă ar fi mai ieftin să facem așa decât să dăm la Soma o jale de bani lunar. Asta era ideea. Dar nu, vreau să vă spun că ca să faci acest lucru trebuie tot la fel trebuie să ai un serviciu autorizat de mediu, nu? Am zis în timp, poate să îndeplinești condițiile, după aia. Dar ne-am pus și noi problemă. Hai să facem un sarc, măcar unde oamenii să vină. Ce faci cu acele gunoaie? Că mai apare și problema. Că le adune acolo, dar este, de exemplu, sunt materiale de construcție. Să... El la fel trebuie luate de acolo și duse. Și de la Soma. Și era la Soma, dar și tot de ziua. Exact. Nu, materialele selectate sunt mai ieftine, nu? Așa am înțeles. Dar dacă ție ți-o dat cubela, ca să pui material, exact, să colectezi selectivul, ce să colectezi atunci, de ce nu să nu facem, de ce să mai ducem un culan într-o platformă de gunoi? Eu zic că ar fi o variantă, poate, acceptată de cetățenii răuvoitori care aruncă pe câmp. Dar ăla care e răuvoitor nu duce pe platformă, tot pe câmp duce. Dacă e cu dacă, eu doar avem o propunere și dacă credeți că este fiabil, o punem în aplicare, dacă nu... E un drum aici, ar fi când, unul și-o demolat ceva, fi drum. Da. Cum faci curva. Și chestia, cum moluzul zicea dumneavoastră, în țările civilizate, moluzul se duce tot la fel pe rampă, au un tocător, face piatră spartă, omul se duce la rândul lui când vrea să facă ceva, eu știu, să amenajeze prin curte cu pietriș, se duce cu remorcuța și cumpără acel produs la un preț foarte mic, pregătit, gata pentru... Deci, practic, este un material reciclat, refolosit. Așa și un simplu tocător care nu e. Nu, eu vă spun că un tocător de la ajunge aproximativ la 30.000 de euro. Ok, 30.000 de euro. Câte de 30.000 de euro n-am dat noi în 30 de ani după Revoluție la firmele astea de... Acolo trebuie de servenți. Și cât... Acolo tot la fel trebuie ceva... o unitate colectivă la nivel de județ. Nu poți tu să vii, tu vine ăla să spargă o dată beton și să... Da, totul trebuie autorizat, că e platformă, că e baza proiectului. Dacă într-o zi nu începem să facem ceva, o să mai facem niciodată nimic. Descrierea este foarte frumoasă, trebuie să avem cadrul legal. Deci totul vine de la asta. Dacă se începe un joc, se merge până la capăt, nu? Acolo sunt niște cheltuieli, sunt niște așa. Dar așa nu sunt cheltuieli, doamna. Dar cheltuieli trebuie să fie legale, trebuie să fie legată legea. Căutăm cadrul legal, de asta suntem la aici. Dar nu sunt, acum iară se organizează la nivel național, se caută... Se caută soluții. Soluții și acum. Se caută soluții, ați văzut ce de la TV, prin București, soluțiile lor, că e plin cu gunoaie peste tot. Haideți să începem noi ăștia de jos, dacă... Dar putem. Dacă nu ai cadru legal, cum spune domnul primar, cu ce să încep? Tot ei trebuie să-ți facă legi. Ca să facem acest lucru, trebuie să ieși în asociație, să facă cumva o descentralizare și fiecare să colecteze în felul lui.
nu cred că legislația mi dă voie așa ceva. Suntem la această asociație, mergem pe ei doar atât să diminuăm cantitatea, să găsim măsuri legale pentru diminuarea cantității. Doamne, peste practică și funcționează. Spuneți-mi aici, ce rog, mai... spuneți-mi în Bacău, vă rog frumos, spuneți-mi în Bacău. La noi, păi tocmai de asta o să ne trezim peste 10 ani că o să ieșim din casă și o să ne împotmurim în gunoaie, fiindcă nu începem într-o zi. Dacă ăia de sus nu sunt în stare, haideți să încercăm noi să facem. Domnul Cadar, vă invităm, faceți un proiect de hotărâre, veniți cu legislație și vă susținem întru totul. Dacă nu să găsiți cadrul legal... A fost doar o propunere, dumneavoastră sunteți aici ca să faceți acele proiecte și eu doar vin cu propunere, v-am zis ce am văzut în alte părți și eu cred că așa... Noi le implementăm. Nu facem nimic. Nu facem. Vă rugăm să veniți. O să încerc. Dar dacă n-ai cadrul legal... Vă am înțeles, domnul primar. A fost doar o idee, o propunere și a fost ceva ce am văzut în alte părți, că funcționează alte părți și am zis că putem și noi. Te rog, în alte părți. Unde? Nu, nu fără oameni, nu Cleja, nu Doja. În alte părți, în Germania, în Italia, în Germania. Eu am fost și eu, am fost în destule țări. Și da. Toate țările spline de gunoaie. Pe unde te duci? Te duci în Dubai, plin de gunoaie. Te duci, acum vin din Israel. Ce e acolo? E jale. Vorbesc la periferia orașelor. Dumnezeu, suntem plini de gunoaie, toată lumea e plină de gunoaie. Așa este, nu e bine. Hai să facem, să începem și noi. Eu căutăm, vorbim cu oamenii. Dacă asta de deci asta este, poate fi un pas. Nu, haideți să fim realiști. Când venim, cum venim dinspre Occident și cum ne apropiem de România, cum apar, cum intrăm în România, vă încep să fie bidoane cu mine. Iar nivel economic. Păi asta spun, ăsta este un foarte important pas să conștientizăm, în primul rând, să nu mai aruncăm, să nu mai vedem acele bidoane. Cine aici așa să ducă, de exemplu, în Bacău este stație unde colectează, să spunem, la Buș, colectează deșeurile astea de construcție. Cine se duce să plătească acolo? Vine noaptea și ți aruncă pe exact. Când, ca să nu plătească. Oricine se poate duce cu mașină din Bacău, dar nu se duce, că trebuie să plătească. De construcții să plătești, tot la fel faci, că doar ești tu de al nostru. Hai să fim realiști, noi nu vorbim acum povești. Nu, eu am frumos, la nivel de o variantă, la nivel de filozofie. Da, bună, dar practic, cine ți-e duce? Tu dacă ai materiale de construcție, eu nu m-am dus și eu am aruncat tot acolo la groapă, nu? Toți să le colectăm gratuit, le selectăm noi cu angajații care avem și pe urmă vindem acele produse mai ieftin pentru persoanele care au nevoie. Da, v-am înțeles. Mulțumesc. Vreau să vă dau un exemplu. Eu am avut niște lucrări la Sinaia și acum în momentul în care s-a aprobat o autorizație de construcție obligatoriu, trebuia să ai contract cu un peron. Și la noi a început același lucru și la noi începem să dăm aceste autorizații care vine și vadă ce face cu mediul. Deci, treaba asta era monitorizată și funcționa. Deci este o chestie care poți să diminuie din aceste lucruri. Da, demolezi o casă. Domnule, unul care își repară un colț de casă are un bogălea de gunoi, dar unul care demolează ceva mare va fi obligat. Așa este. Că există cadrul legal aici. Și are beton, are fel de... Asta poate să funcționeze. Deci este un exemplu care am lucrat și funcționează. Și o să plătească unul care demolează casa. Ei, nu se autorizează construcția, altfel n-ai cum să... Da, între timp am văzut că primăria a emis o scrisoare prin care toți cetățenii sunt invitați ca până pe data de 5, nu? Să solicite ridicarea gunoiului. Organizat o campanie. Material voluminoase. Deșeuri voluminoase. Da, da, da. Supărăm la cine este... Dacă lumea nu duce tot acolo la... Vă rog puțin. Și... Deci, dacă înțelege lumea să ducă acum în campania asta, după care iarăși te trezești cu patul pe deal. Da, pe dacă nu îți... Ce-am început de campanie, o să campanie. A venit o mașină și vreau să vă spun eu că nu s-a încărcat nici măcar un sfert. N-am eu un lider păstrector. Da, acum am văzut că serviciul va fi solicitat înainte și va veni la adresă, nu? Va veni la... Înainte știu, dar așa scrie... Da, așa scrie pe scrisoare. Păi... N-ai cum să stabilești lucrul, dacă e voluminos... Să clarificare, că anul trecut mi-am valea mică, se aștepta să vină undeva și n-a venit. Și acum am zis că vine la adresă. Încă o dată, vedeți, dacă ar fi o platformă din aia, unde omul să-și ducă patul și fotoliu, să nu-l arunce pe câmp, măcar ar vine acolo mașina respectivă care a colectat și a luat dintr-un loc. Campania asta nu poți să le faci săptămânal, le faci o dată sau maxim de două ori pe an.
printr-o scrisoare, printr-o... sau vor veni direct la domiciliu să ți ridice. Fac platforma, dacă omul mi-aruncă canapeaua în ianuarie și vine și mi-o ia în februarie, în martie, n-am făcut nimic. Tot eu zic că canapeaua respectivă nu ar ajunge pe câmp dacă ar fi un loc unde să ducă acea persoană. Mai aveți probleme? Da, și știu că mulți cetățeni nu au ambele tumberoane, au ori la garden, ori la ordine. Să vină să solicite. Da, pentru că noi ne ocupăm acum de plată, nu primăria. Ei nu o să vină, dar tot arunc așa. Trebuie să faceți să nu se vedeți cine are, cine nu. Păi da, e timpul ăsta să noi am făcut din poartă în poartă ne-am dus. Din poartă în poartă au fost aceste tumberoane repartizate. Dacă cetățeanul acum sunt câțiva și solicită să vină să iei tomberon, nu? Dacă nu este și în interesul lui. Dar eu nu pot acum să merg. Ia să iau comuna. Pentru? Vă mulțumesc, copotul. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2023 la Patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Dacă se discuți la această problemă? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc, copotul. Pentru... Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale, Comuna Cleja, pentru ședința adunării generale a acționarilor SECE Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din 20.04.2023. Dacă sunt discuții. Domnul primar este delegat pentru treaba asta. Da. Se supune la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. 8 voturi. La punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pentru anul 2023. Dacă se discuți, doamna Cristina, dacă aveți și 2022. Deci, execuția bugetului de venituri și cheltuieli s-a realizat pe cele două secțiuni. Secțiunea de venituri și secțiunea de cheltuieli. Pe secțiunea de venituri am avut un procent realizat de 94,8% per total. Pe partea de funcționare, 106,49%. Pe partea de dezvoltare, 42,38%. Cheltuielile efectuate, cheltuielile s-au realizat într-un procent de 47,73%. Funcționarea a fost în procent de 69,15%, secțiunea de dezvoltare în procent de 16,38%. Ca și cifre, total încasări realizate au fost 11.849.928 lei, iar pe plăți 8.211.324 de lei. În cadrul secțiunii de funcționare, cheltuielile au fost efectuate pe cheltuieli bunuri și servicii, cheltuieli de personal, transferuri, ajutoare pentru încălzire și alte cheltuieli care s-au înregistrat la nivelul instituției. Pe partea de dezvoltare, dacă se dorește, putem detalia exact cheltuielile care... Deci noi suntem coerenți la ce am avut 16%. Am avut 16%, 16,38% la secțiunea de dezvoltare. S-a prevăzut cheltuieli în valoare de 6.982.000 și s-au realizat în valoare de 1.143.877. Această corigență se datorează faptului că cunoaștem foarte bine, o bună parte din an, câteva luni din an, nu s-au emis hotărâri de Consiliu Local, nu s-au aprobat obiective de investiții, cheltuirea banului public nu se face fără aprobarea autorității de îndrept, adică Consiliul Local. Dar, mai există încă o situație unde am avut aprobat proiectarea și execuția pentru drumuri de interes local, care sunt finanțate din bugetul local. S-a organizat licitația, am avut 12 ofertanți, licitația a durat și anul acesta a fost finalizată.
Mi-aduc eu bine aminte, proiectul aprobat din 2021. Da, proiectul este aprobat din 2021. În anul 2022 a fost recalificație. Într-adevăr, cunoaște tot situația că nu s-a putut vota proiecte în perioada, în vara anului trecut, ca să fim mai exact. Puteți să începem de acum, sau în timpul ăla puteau fi făcut niște proiecte și acum haideți. Această corigență de care vorbiți dumneavoastră nu e chiar foarte frumos semnul, dar îl acceptăm. Se datorează și faptului că noi am depus proiecte pentru finanțare. Partea noastră de cofinanțare, noi am prevăzut-o în buget, sperând ca autoritățile de management să aprobe finanțarea proiectelor în anul 2022. Da. Deci noi, ca și prevederi bugetare, am fost pregătiți cu partea noastră de cofinanțare. Faptul că nu s-au semnat contractele de finanțare și nu s-au derulat activități pe aceste proiecte, ne-au dus la un buget disponibil. Deci bugetul acela deci s-a cheltuit, banii sunt. Da. Pe atunci, haideți să vedem. Ar fi câteva lucruri care pot să... Știți, primăvara se plantează flori, se face frumos în curte. Am putea să... Aici vorbim de cadrul secțiunii de funcționare. Unde nu am fost corigenți, acolo totuși am lucrat. Cu florile. Doamne, mai sunt discuții. Avem de gând să angajăm, într-adevăr, un muncitor necalificat pentru ca să... partea să se ocupe cu partea de frumusețare a comunii. Cât de curând vom face când... Da, domn primar, am cumpărat terenul, nu? Am cumpărat terenul din lângă piațeta. N-am cumpărat. Nu l-am aprobat cumpărarea? Nu. Aprobat, dar nu s-a făcut. Acordul de principiu, bazat acordul de principiu, să se cumpere. Noi am inițiat procedura de evaluare a acestui teren. Terenul a fost evaluat, încă suntem în discuții cu domnul vânzător, deoarece prețul propus de dumneavoastră este foarte mare. La momentul este acesta, acolo și suntem. Să vedem, eu am discutat cu el, ca să mai îndese din prezent. Suntem la domnul primar mai... Am mai discutat. Dacă avem piațeta de aici, care trebuie refăcută, avem. Până în iulie ar trebui refăcută, la zilele comunei, să fie refăcută frumos, deci până în iulie, neapărat, piațeta trebuie făcută. Cu sau fără acel teren de lângă. Nu? Aici aș vrea să completez, dacă nu s-a achiziționat acel teren, haideți să identificăm un teren în zona asta centrală a comunei, unde să amenajăm frumos 4-5 tarabe pentru producătorii locali, cei care vin cu răsaduri, stau lângă drum și toată ziua. Și nu ne-ar trebui o suprafață foarte mare pentru 4-5 tarabe, frumos pavat, organizat. Noi acolo am avut, știți, unde am vrut să cumpărăm teren, tocmai ideea. Exact, cum ideea să facem. În rest, aici, dacă vrem să amenajăm, aș vrea să fac să amenajez tot centrul ăsta civic al nostru și să vedem tot acolo în capăt, să punem niște dacă se poate, să vedem ce spune arhitectul, știți? Dar jos acolo nu prea este spațiu. Un specialist în peisagist, un arhitect, poate să ne spune exact unde putem apăsa. Amenajare piața oprimentară. Da, trei tarabe, nu? Domnul Mihai. Da, domnul, sigur. Cu apă, cu tot ce... Eu mai insist, am vorbit ultima dată cu proprietarul terenului. Are niște probleme și o zi, domnule, mai lasă un pic, am niște probleme, după care mai revenim la discuții, să văd dacă poate să scadă. Ar trebui, e vorba de 1500 de euro să scadă, din ce o cerut ea. Doamna Cristina, ca să evităm discuții, să zicem așa, în contradictoriu și... Eu nu sunt în contradictoriu, eu vă răspund, nu considerați sunt contradictoriu. Ce ziceți dacă la următoarea ședință ne... puneți la dispoziție o listă cu toate proiectele care le-am votat noi și stadiul în care sunt ele. Ele sunt publicate pe site. Site-ul este foarte greu accesibil, altă problemă, dar trecem peste. Și vă putem pune stadiul în care se află. Da, bună frumos. Stadiul și ce avem de făcut mai departe. Haideți să facem. Facem. Bine. Lucrăm. Doamnă? Mai sunt discuții? Noi toate trebuie să înțelegem că un proiect care îl duci la finanțare sau proiectul care este din bani publici, el nu face acest proiectul și mâine se face. Eu înțeleg. Ai de obținut, în primul rând, trebuie să-ți facă documentație. În al doilea rând, ai de obținut avizii, autorizații. Și de-abia după aceea să-l scoți la licitație și după aceea să-l prescrie. Păi tocmai de asta, hai să facem listă, să o prezentăm public, ca oamenii să știe, pentru că de 3 ani de zile de când suntem consilieri, unii dintre noi, suntem, mereu când mergem pe stradă, lumea ne întreabă ce se întâmplă, ce se întâmplă, nu se vede nimic și așa mai departe. Ce să le explici? Că da, parcursul acestor proiecte este puțin anevoios, e birocrație și așa mai departe. Dar trebuie să comunicăm.
ca lumea să-ți cunoască. Oricând doriți. Pe să nu se folosească anumite persoane pe chestia asta pentru lucruri. Pe orice obiectiv de investiții doriți, îl discutăm. Și acum, dacă luați lista care este aprobată, discutăm pe fiecare și vă spunem în stadiu care este. Stadiu care este. Vreau să mă credeți că este foarte greu pentru noi să scriu pentru fiecare proiect când ne aflăm în faza de avizare ISU. Da, da, dar nu e nimic. Știu. Hai să vedem, domnule, ISU, ce nu-i nu-i nimic de relevant. Omul așteaptă ca să vadă că e apucat de lucrări, să-i spun că e apucat de lucrări. Nu să-i scriu că sunt în faza asta de ISU. Doamne, știți că-ți treaba, toată lumea știți ce îmi spune pe stradă. Faceți lucrările la anul, când e campanii? Nu, o să fac lucrurile, dar sunt contract. La anul se încheie. Vreau să vă dau un exemplu. Știți de când am început cu școala? Nu, un exemplu ca să vedeți cât durează. Cu școala numărul 2. Știți de când am început? Din 2020. Am făcut un proiect de hotărâre, da? Am făcut un studiu de un Dandy, să ne ducem pe AFM. AFM-ul nu a mai finanțat. Am reactualizat acel Dandy să ne ducem pe CNI. CNI-ul nu a mai finanțat. Acum ne-am dus pe PNRR. De anul trecut ne-am dus. Acum s-a semnat contractul de finanțare. Deci din 2020 toată am parcurs, vă rog să mă credeți că am obținut avize, autorizații, am reobținut... Asta este o investiție foarte mare. Da. O să încerc eu și să văd ce se poate face și urgentăm. În caz închidem cazul... Da, asta este o investiție foarte mare, dar avem un fond de rezervă, avem niște bani... Putem să facem proiecte mici din banii noștri. Sau următoare o să vedem și o să... Da? Ok. Vă rog, dați exemplu de proiecte mici pe care să le facem fără să dureze așa păi de mult. Păi avem un plan. N-am votat la cu 3 ani plan de dezvoltare. Dacă s-a licitat asta cu asfaltarea, când începe lucrarea? Deci s-a licitat, s-a dat tot din începere, are termen 2 luni de zile să facă proiectul. Face proiectul, în acest timp obținem avize și autorizații, iar după ce este proiectul și-l aducem aici și-l aprobăm în Consiliul Local, se face licitația pentru execuție. Sunt sume mari și nu le poți da pe achiziții directe. Nu te ajută. Supunem la vot punctul numărul 9. Cine este pentru? Mulțumesc. Toată lumea. Da. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de utilizare a microbuzului de transport școlar pentru elevii din cadrul școlii gimnaziale Cleja, județul Bacău, din patrimoniul UATEC, comuna Cleja. Dacă sunt discuții în legătură cu acest microbuz. Supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 1 al anului 2023. Dacă sunt discuții sau dacă aveți ceva de... Păi aici există precizarea că s-au semnat cele două contracte de finanțare pe PNRR, finanțarea școlii Somușca și finanțarea școlii numărul 2. Avem contracte de finanțare, avem termene stabilite, avem sume alocate, obligația noastră este să înscriem în lista de investiții sumele care au fost contractate. Pentru școala numărul... Nu, dar astea sunt foarte clare. Sunt foarte clare, sunt contracte de finanțare. Dar cum avea o rectificare bugetului, unde putem să mai alocăm ceva bani pentru proiecte, să zicem, în fonduri proprii și așa mai departe, în iunie. Vă rog să spuneți proiectele pentru care să alocăm. Noi am prevăzut la începutul anului bani. Pe proiect? Toate. Și lucrăm pe toate. Spuneți-mi un proiect pe care... V-am zis de mare, Piațet, v-a zis domnul Mihai. Asta nu-s proiecte. Piațetă. Deci, la Piațetă, depinde ce doriți. Că dacă sunt lucrări care nu sunt de natura investițiilor, ele se pot face din cheltuieli din secțiunea de funcționare. Dacă sunt cheltuieli care vreți acolo, nu știu ce amenajare sau... Vreți să fim frumos. Din banii noștri, de pe din banii face. Noștri. Da, pentru mine, ca și economist, ca și financiar contabilitate, înseamnă cât mă... Eu pornesc de la primința cât mă costă, ca să știu unde încadrez cheltuiala și să vă spun dacă am nevoie de rectificare sau nu am nevoie de rectificare. Deci, am neasă să propuneți un plan. Ce doriți acolo? Doamne. O schiță a terenului, mergem la un arhitect și imediat ne face o simulare, două, trei, o votăm, vedem... Bun, în simularea face... ce doriți, sunt în artezian, ce doriți acolo? Că asta trebuie să știți. Păi arhitectul ne face ceva bun, adaptat vremurilor noastre și așa mai departe. Ne face proiect, cum să nu? Supunem la vot, cine este? Dacă îmi permite să complet aici, de ce ar dumneavoastră de banii din PNRR? Banii aia știm toți că nu o să mai vină.
Păi votăm proiectul ăsta, dar banii nu o să vină, fiindcă știm problemele stați care sunt. De unde știți? Păi, deja ați văzut că ce se întâmplă sus acum. Ai avut tranșă. Nu, nu, ca idee. Pentru ce deci eu vă spun în felul următor. Mai mult ca sigur. Noi sunteți total dezinformați. Și vă spun da, și de ce. Da, sunt dezinformați. Total dezinformați. Este, este semnat un contract de finanțare. Deja am depus cerere de transfer pentru sume pe care le-am cheltuit cu expertiza tehnică și cu auditul. Deja am contractat Daliu, se lucrează ca să luăm avize și acorduri, încărcăm documentele în platformă și noi ne derulăm cursul proiectului. Domnul Pavel, nu trebuie dezinformat. Tranșele care sunt livrate deja, deci de acum încolo nu o să mai deci primi. Acestea sunt contracte de finanțare semnate. În momentul în care ai un contract de, de finanțare semnat, banii trebuie să te duci să-ți iei, dar trebuie să te duci cu documente, cu exact. Situații de plată. Mie mi-e teamă de altceva. Noi am semnat contractul pentru școala Somușca. Am semnat contractul de la școala Buda. Am semnat contractul pe aici. Legislația în decembrie s-a schimbat și ni se impun alte reguli. Să facem ventilație prin clase, să facem să punem hidranți prin școli. Costurile vor crește, aproape se dublează costurile acum cu noile reglementări. Și el mi-a aprobat o anumită sumă, mi-a dat 30 de miliarde și școala va costa 60. Acolo o să fie probleme. Acolo va trebui va fi probleme. Și pentru că ei vor să le duci la standardul care cere acolo și clădirea e veche. Aproape că nu poți de multe ori. Și deci îți impun guvernanții, că până la urmă toți sunt și o apă și un pământ acolo. Dar face tot felul de modificări în timpul jocului. Deci, adică în momentul când m-am dus cu proiectul pentru a obține banii, erau niște condiții, erau niște cerințe și acum s-au dublat cerințele. Acolo e și sigur. Deci, cererea de finanțare, mă scuzați domnul Marcu, că vă întrerup, cererea de finanțare pentru școala numărul 2, mi-am depus-o pe 1 aprilie, da? Vreau să vă spun că am semnat contractul acum pe 3 martie. În decembrie a apărut normativul de care vorbește domnul primar. Ne impune la grupurile sanitare, acolo sunt foarte mari restricții. Deci sunt foarte multe normative. Deci normativul ăsta impune foarte multe modificări. Iar ei, când am semnat contractul de finanțare, n-au mai modificat nimic. Am semnat contractul de finanțare pe cererea de finanțare care am depus-o atunci și pe propunerile de atunci care nu erau conform normativului apărut în decembrie. Că n-aveai de unde să știi. Ne-am obișnuit, doamnă, de 30 de ani, exact așa se tot în turcă, nu? Da, exact. vorbe, ai voie. Și acum, grupul sanitare le face. Pentru mai multe informații, o să apelim, nu pot să. Da, este greșit să spuneți, chiar este o jignire, adică degeaba aprobăm că nu se mai face. Doamna Cristina, să lucrează, haideți să fim realiști, venim la ședințe, proiecte se fac o grămadă, parcuri, multe, dar haideți să vedem. Aș vrea să vă amintesc următorul lucru. În 2018 nu ne dădeați nicio șansă să facem dispensar, să facem grădinițe, să facem poduri. Le-am făcut pe toate. Comuna a absorbit peste 100 de miliarde. Aș vrea să aveți în vedere lucrurile niciodată astea. Nimeni nu dădea șansă. Nimeni nu dădea șansă și uitați că s-au făcut toate. Ne pregătim de recepția la grădinița 1. Deci s-au făcut toate. Vă spun un lucru. Un ciclu practic pentru proiecte este cel de 4 ani. Începând de când pui pentru implementare, de când o gândești, de când o până... 3-4 ani. Asta este. Pentru că trebuie să faci proiectul, trebuie să depui la finanțare, trebuie să obții bani și până construiești 3-4 ani. N-ai ce faci. La proiectele mari așa. La proiectele mari. La proiectele mici avem carențe aici, avem odată. Avem carențele din anul trecut pentru că pur și simplu ne-au întrerupt ăștia cu gazul și... Păi hai să demonstrăm că putem noi. Nu, dar suntem în faza acum de a începe lucrările. Am început, știți cum fost, 8 miliarde am pierdut numai cu gazul de la Valea Mică, nu? Care erau gratuit, adică totul era finanțat și acum dăm pe banii noștri. Dar toate aceste proiecte, tu dacă n-ai autorizat, dacă toate, o iei de la capăt, cu acorduri, cu avize, cu alte aprobări, adică... În momentul când n-ai o cursivitate în proiecte, anii trec, certificat de urbanism și totdeauna trebuie noi trebuie. Asta se întâmplă. Aș mai da eu o propunere. Un proiect mai mic. Haideți să amenajăm o leacă zona turistică a comunei Cleja, la cele trei cruci de pe stâncă. S-a tot discutat subiectul, niște cruci metalice, zăbrelite, iluminate noaptea.
panouri solare, s-a pus. Da, pui terenul. Acum niște sapuri acolo, domnul primar. Am fost duminică, că îi spune. Terenul, pui terenul. Sus, da, vă spun că domnul primar lucrează de foarte mult, trebuie intabulat drumul acolo. Trebuie intabulat drumul, trebuie să, ca să poți, trebuie să intabulezi drumul. Să ai drum de acces. Sunt, intabulare de curent, vreau să știu. Și ce se întâmplă? Acolo e al lui Enescu. Pentru că s-a retrocedat, i s-a dat lui Enescu. Aproape că nu știu cum să fac. O să încercăm, o să vedem. Am vorbit cu Enescu, a venit la primărie, nu m-a găsit omul. Dar lucrurile, știi, până intri pe făgașul de a începe, durează un pic, știi. Am refăcut drumul, mi-am dus cu buldo pe acolo să așezăm. Le-am dus, noi încercăm. Întâi totuși trebuie să-i dai o formă, să te duci să vezi pe unde mergi. După aceea vei cu un proiectant și cu un arhitect să vezi să-i spui cine vrei. Acum, eu m-am dus să... Sigur, am fost în mai multe locuri și... Totuși, cred că acolo ar merge niște cruci foarte... niște cruci mari de lemn. Cred că ar merge de lemn pentru ca să nu te duci cu chiciuri. Pentru că am văzut și... treburi chicioase ca să faci sudat și noaptea cu strumos de lemn, cu o statuie, cum îi zice, cu statuietă sau cum se numesc cu astea, te duci și poți să aduc din Polonia, am vorbit deja, se poate aduce, sau din Portugalia, ca să aducă turnate cineva cum trebuie să faci, pentru că trebuie niște cruci mari ca să pui totuși. O să se facă, numai că durează un pic. Să dăm drumul acum la proiectele astea care ziceți voi astea mici, ca să, că suntem în fază de aproape ca începe lucrările, ca suntem în ultima fază, înțelegi? Cât de curând, într-o lună, sper ca să începem cu părculețele, să începem cu iluminatul public, să încep cu gazul de la Valea Mică, să încep, deci să nu credeți că noi, sigur, bugetul de abia s-a aprobat acum o lună, până nu ai buget, nu poți să te apropii de nimic. Noi anul trecut am lucrat, ai zis de ce n-am făcut anul trecut, dar primele patru luni, dacă noi, în momentul când se termină anul bugetar, tu nu mai poți face lucrări pe anul ăsta, să continui. Trebuie un nou buget aprobat, o nouă listă de proiecte. Lucrurile așa se figurează în administrație, asta este. Ok, anul trecut am avut un blocaj, da? Anul ăsta o să vedeți că o să înceapă să lucrurile să se miște. Numai că, da, este... Ne avem un fond de rezervă pentru investiții. Ce valoare? Păi am avut excedentul de la sfârșitul anului, pe care știți că a fost 100.000 de euro. Am utilizat în partea de investiții și mai avem neutilizat la momentul ăsta, pe care putem aloca. Deci noi avem acum un excedent, ca să mi se pare, în jur de 200 de miliarde, dacă nu... parcă atât am încheiat anul trecut. Nu am execuția de la sfârșitul anului. Dar ca și principiu. Deci acum problema este... Nu, deci sunt. Pentru drumurile locale care le facem anul ăsta, care sunt, și cred că și Angel Salini vom face anul ăsta, pentru că suntem în ultima... Noi am semnat cele patru contracte, adică de sala de sport se lucrează la autorizația de construcții. Deja este licitată, deja e finanțată, deja. De la ISU mai am de obținut pentru sala de sport. Vara asta începem treaba și se termină în primăvară. Școlile, deci, ca să spun așa, cele trei școli sunt contracte semnate, finanțabile și toate. Angel Salini mai am nevoie pentru că m-am chinuit foarte mult cu drumurile. Drumurile trebuie intabulate. Oamenii au ieșit în stradă cu intabulate dinainte. Da. M-am dus, trebuie să dai buletine, să te duci la notar cu ei ca să fie de acord să retragă drumul. Te duci la fiecare o notar. Sunt în Italia, peste tot plecați. Dom'le, hai, nu știu ce, omul până înțelegi. Dom'le, dar nu vreau să fie terenul. El trebuie să semneze el personal. Până la urmă, am ajuns la un acord și cu OCPU, să vin cu buletinul, cu o copie după buletin. Pe rest, am mai, cum să spun, dacă, am făcut... Dar, de exemplu, în proiectul ăsta de unde facem noi străzile, da? A spus că mai este o stradă cu probleme, nu? Avem o stradă. Nu putem să... Nu s-a rezolvat, mai am o stradă care, dar nu, e mai Siniște, de la Vale. Da. Deci nu putem să începem pe celelalte? Dar proiectul e unitar. Și nu-ți dă drumul, de exemplu, tu ești finanțat. Ești finanțat, ea ai autorizație de construcție. Ai o listă de... În momentul când ai autorizație de construcție, îți dă pe toate drumurile. Ai o listă de străzi, ai lungime, nu poți să vorbim. Spune cine nu vrea. Dar nu e cine, cauză nu se poate face un drum. Nu este de cine nu vrea. Eu acum, pentru că acolo s-a făcut intravilan,
Oamenii au terenurile majoritatea extravilan. Da, da. El trebuie să vină să declare că este de acord să intre în intravilan. Ca să poți să declare, ca să fie în intravilan, trebuie să vii din Italia și să, să mă duc cu el la notariat. Și cum îl am eu din Italia pe el să-mi declare că el vrea să introducă terenul în intravilan. Înțelegeți? Și acolo sunt, și de-a problema asta... Păi și noi nu putem să facem pus, pus ceva, să problemă în... Păi, dar eu am făcut, eu am depus, am făcut, dar fără acordul lui nu poți. Aceeași problemă o avem și la proiectul care l-ați aprobat pentru extinderea alimentării cu apă. Am mostrat unde am 17 suprapuneri. Proiectele cu apă, aici așa unde am făcut strada, noi am făcut strada asta pe strada Muncii, strada... Da. Și oamenii când au întaburat, au întaburat până unde... Na, era, acum a făcut stradă, el trebuie să retragă și trebuie să-l găsești, nu-i problemă, oamenii vor, dar nu sunt acasă. Așa zicem că vrem să facem, da. Șasea, trei zile și trei luni și nu rezolvăm și nu-i dau drumul la certificat de urbanism, nu dau drumul pentru că nu am întaburat strada respectivă. Și vorbim cu ăla, vorbim cu toți, mă duc, vorbesc cu directorul, vorbesc cu ăla, că acolo și așa și la OCPI, sunt inspectorii care trebuie să-ți dea aviz. Unii sunt mai, cum să spun, nu acceptă, alții nu acceptă, pentru că acolo așa nu mergi pe simpatie. Care cu ei vine dosarul la rând. Ai venit, ăsta, intaburezi terenul ăsta, numărul ăsta îi ia ăla, ăla se repartizează cum e... Lucrurile sunt destul de lungă, nu domnul, uite, da. Pentru informația, vă rog, accesați Facebook-ul și pagina primăriei să vedeți că sunt PNRR-uri, sunt semnale. Da, spune-mi, mai ce probleme? Nu, era vorba de... Da, lucruri la diverse, cum ai două proiecte. Da, supunem la vot. Supunem la vot. Stai, voi aveți să mă spuneți. Da, doar o întrebare. Ziceți dumneavoastră că acele terenuri au fost intabulate și noi nu putem să trecem cu drumul datorită faptului că acel drum, practic, este pe persoane fizice, să zicem, da? Bucățele din el. Bucățele din el, da. Gard, așa este. Soldat, da. Conform registrul de cadastru, limita de proprietate se delimitează până la unde este îngrădit. Dumneavoastră, dacă faceți... dumneavoastră, faceți un cadastru pe drumul pe care trebuie să-l intabulăm, da? Da. O să se suprapună cadastrul nostru pe cadastrul lor. Exact, da. Ok, lăsați-mă să termin ideea. Da. Noi ca drumuri, deci care facem cadastru, mergem la oficiul de cadastru și da. Ei verifică și poate să comunice cadastristul nostru la persoana de la cadastru care a intabulat acel teren, că a intabulat acel teren greșit, fiindcă limita de proprietate este aici. Bun. Și nu aici. Și mai ca idee. Ei, dacă noi ne-am duce la oficiul de cadastru, ok, așa, nu poate să rezolve problema fără să mergem noi la notar și la tuturor. Nu, el spune așa, sunt de acord, dar să vină proprietarul că este de acord ca să rectifice cartea. Și zice, dar mai mult de atât, zice, mergeți cu notarul și să semneze la notariat. Ei vor acte notariale în momentul când, dacă ai, de exemplu, o proprietate intabulată, nu? Și vine cineva și îți diminuează sau schimbă. Corect. Ești total de acord fără să mergi cineva pe peste tine lucrul ăsta dacă nu te duci cu omul. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar la ora actuală aceste terenuri se verifică, eu știu, prin alte metode. Prin așa e, GPS sau de toate. Și ei suprapun aceste două proprietăți. Da? Așa este. Și el vede, domnule, păi stai că aici este gardul lui. Deci a ieșit cu un metru mai încolo și atunci firma de cadastru care a executat acele măsurători își revizuie acolo și nu le face. Nu se poate, ascultați-mă. Da, de la ridică de și eu că se poate, da. Eu vreau să fac, eu dacă am o proprietate, pot să fac gard și la mijloc, pot să fac și gard unde vreau. Dar nu înseamnă că dacă eu am făcut gard aici, dincolo nu sunt proprietar. Înțelegi? Da. Eu am intabulat un teren care l-am cumpărat, cu act de vânzare, cumpărare, și am zis, domnule, aici ești tu proprietar. Înțelegi? Sunt oameni care nu vor. Deci, uite, a murit acum băiatul ăsta, Farcaș. Sau, Redi. Lângă vecinul tău, acolo. Redi, nu Farcaș, Redi. Care Redi? M-am dus cu el. Ascultă, m-am dus, el era în Mangalia. I-am dat telefon. Când vii acasă și știi cum vorbești cu zăhărelul, cu vai de mine, hai de mine, uite. Și a venit acasă, m-am dus cu el la notariat. Omul când a văzut acolo că e drumul care mergea spre Berțe pe partea cealaltă, era ieșit încolo, că drumul ăla s-a făcut încoace, doar nu s-a făcut de la început drum, nu atât de la.
Când a văzut că îi se diminuează terenul cu 40-50 de metri pătrați, domne, n-a scos un cuvânt de când am plecat, a fost de acord, pentru că în față l-am notat acolo, nu mai dat înapoi, dar am venit cu el cu mașina până în Cleja, n-a scos un cuvânt. Zic, băi, dar nu te supăra, uite, și așa terenul ăla nu era al tău, era drum acolo. Dar fă tu să înțeleagă pe omul, pe acel om, că totuși nu știu ce gândea. Probabil gândea, domne, am avut teren și n-am știut, yeah. Sau de ce să dau eu terenul ăla gratuit la primărie? Că așa, așa spune, dăm terenul la primărie, de ce să dăm bani, terenul gratuit? Că l-am primit gratuit. Deci lucrurile sunt destul de complexe. Unii oameni, m-am o situație, uite, o situație botezat. La botezat. Am stâlpul, am nevoie de 2 metri de drum să-mi dea ca să pot să fac drum. Oamenii spun, domnule, dă-ne drum că trebuie să intervenim cu mașina, bunoierul să vină bunoierul. Și ăla zice, nu, pământul de la mama, de la tata și da. Eu nu-ți dau teren. Zic, băi, dar să împing terenul, am vorbit cu acolo, cu Ghiță, da, acolo și am un vecin. Zic, băi, dar dă-i de la tine o bucată de teren ca să... Nu, eu nu mișc terenul din zona, din terenul ăsta și nu plec nici mai la dreapta, nici la stânga. Nu-mi dau voie. Ce să faci? Dar, adică, lucrurile sunt destul de complexe. Foarte greu de lucrat cu oamenii. Și, într-adevăr, mai sunt de multe ori când nu mai poți. Da. Dar, până la urmă, de asta proiectele nu merg. Dacă eu acum am strada Siliște, nu știu ce, eu știam că am rezolvat problema, că am venit cu toți, m-am dus la notariat, am luat buletine, dar acum nu mai acceptă că am găsit terenuri care nu sunt intrabilan. Și acum am o schimbat, iarăși mă, eu credeam că am rezolvat, dar dacă o stradă de genul ăsta nu este gata, drumurile noastre nu trec PNRR-ul, am acolo 130 de miliarde și acolo. Și suntem, și atunci, domnule, stau proiecte, din cauza asta stau. Pentru că m-am la Somușca, pe strada Viilor. Aici așa, o ieșit ăla cu cumnata, la Angelica sau cum n-aș zice, în față, la biserica acolo, nu poate să urce mașina, asfaltează, unde să asfaltează? O ieșit, tu trebuie să-i dărâm gardul omului. Cum să-i dărâm gardul omului? Că o ieșit cu chilerul ăla, au făcut cu chilerul, amândoi au strâns, că nu mai, nici pompieri. Sigur o să rezolv problema, dar rezolvatul ăsta durează. Și durează și ești la limita legii. Adică te trezești că te dă pentru abuz, te dă pentru nu știu ce, imediat, acum ai văzut, nu se reu la cap, aici, la, înainte că nu era mai făceam, dar acum te uiți de 2 ori. Pentru că ăsta, că, uite, ești tot, hai că dăm noi, mai facem un dosar, că am o grămadă de dosare doar. La, așa, dar nu mi-e frică, până la urmă ai responsabilitate, asta trebuie să, cum să spun eu, ești primar, trebuie să-ți asumi niște riscuri, până la urmă. Am acum dosar că am făcut acolo la Buda la, și trec acolo sub traversările. Am dosar dincolo la acela. Dar explicați ca să știe lumea, dumneavoastră ați făcut un bine, ați făcut o traversare. Eu consider că acolo s-au salvat vieți. S-au salvat vieți. Văd copii care trec la acolo. Eu dimineața când trec cu mașina, toți copiii pe acolo trec. Dacă pentru asta facem... Legiuitorul mă întreabă de acte. Legiuitorul zice, ai fost reclamat, sunt obligat pentru că ai fost reclamat să respect legea. Adică să văd dacă unde ai greșit. Și la politic, și ei sunt și ei oameni. Unii sunt, na, cum te judecă fiecare. Înțelegi? Și până la urmă ajunge la un procuror, de la procuror ajunge în tribunal. În tribunal se face, este o instanță de judecată care te judecă, care poate să dea, până la urmă... Neînceperea urmării. Nu, neînceperea îți dă de la poliție, dar... Da, te absorbă, nu te pedepsește, dar lucrurile sunt sensibile la oameni, să lucrezi cu omul, știi? Asta e mai bun răspuns domnului Cada, referitor la relația dintre cei care au întocmit documentațiile. Avem documentații care sunt întocmite de firme care nu mai există, oameni care au decedat. Ce să facem? Să așteptăm să căutăm moștenitorii acelor firme? Nu, trebuie noi, primăria, să demarăm. Deci nu așteptăm firmele să se bată între ele. Noi trebuie să ne ducem să ne rugăm ei, haideți, vă rog, haideți să facem, durează ani de zile. Și așa, pentru că se pune problema pe cheltuiala, cui se face repoziționarea? Că sunt două documentații cadastrale, pe a mea o plătesc eu, dar cealaltă cine plătește? Se pune și problema asta, pe cheltuiala cui? Omul îmi dă 100 de metri, dar spune, dar eu nu plătesc nimic. Bine, asta în cazul când au decedat acele persoane. Dar știți cum e, marja e foarte mică cu decedații față de aia care sunt decedați.
Nu neapărat decedat. De exemplu, mă duc să iau 100 de metri de la om sau 50 de metri de la om. El spune, sunt de acord, fă documentații, dar eu nu plătesc nimic. Trebuie să plătești ambele documentații. El nu plătește. Astea sunt probleme pe care nu i-am. Dar sunt într-adevăr situații că nu găsești proprietari, că n-au dezvătut moștenirii, că dacă, de exemplu, nu dezvătă moștenirea la un teren, și spunem și mie, acolo sunt 7 frați, unul e în stânga, unul în dreapta, unul. Cu cine discuți? Pentru că ăștia vor acte în momentul când te duci la OCPI sau unde. Dacă e pe numele lui tata și al lui mama și ei nu mai sunt. Eu pun pareu dumneavoastră că nici în tabulările nu sunt făcute. Sunt excepții. Eu nu vorbesc de situații normale. Da. Sunt excepții. Deci asta, nici nu știi cum au fost. Eu doar știu o fază în care, dacă e o problemă de genul unde se suprapun două cadastre, oficiul de cadastru poate să-i cheme pe acordul lor. Păi aia, să-i cheme. Nu, stai așa un pic, nu cu acordul lor, fiindcă cadastritul respectiv, când a măsurat, a bătut sărușul, da? Da. Pe urmă, a intrat pe sistemul electronic, pe el, așa, și a intrat și a delimitat acele proprietăți. Da. N-a ținut cont numai decât și a făcut o eroare de jumătate de metru, de un metru în stânga, în dreapta. E momentul când vin acele două cadastre suprapuse, ei trebuie să ajungă la o limită. Limita se ia, practic, unde este gardul făcut. Și atunci s-ar putea, ziceam că poate ne ajută această metodă ca să ieșim mai repede din această situație dificilă. Fără acordul cetățeanului, ăia nu fac nimic. Pentru că acolo scrie legea. Da. Dom'le, pentru ca să faci, trebuie să vii cu proprietarul. Situația e destul de... Am vorbit la Bacău, supunem la tot punctul 11. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Mai avem încă două suplimentări. Prima suplimentare privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Asociația Maghiarilor Ceangâi din Moldova și Comuna Cleja pentru implementarea proiectului vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului. Perfect. Aveți ceva discuții? Deci grupul țintă sunt copiii cuprinși între 16 și 18 ani, acestora adresându-se programei de educare și conștientizare privind problemele de mediu. Obiectivele principale ar fi să crească nivelul de informare și conștientizare cu privire la problematica colectării selective și reciclării deșeurilor în rândul elevilor și responsabilizarea acestora prin sesiuni de colectare selectivă, conștientizarea publicului în privința efectelor negative asupra aerului, a arderilor resturilor vegetale prin susținerea de prelegeri sau ore tematice, încurajarea adoptării unor măsuri de prevenire a poluării apei prin sesiuni de colectare a uleiului menajer și sesiuni de colectare a bateriilor și becurilor uzate, implicarea activă a elevilor în acțiuni de protejare a mediului înconjurător prin activități de ecologizare și plantare de puieți, creșterea nivelului de informare privind implementarea agriculturii sustenabile și beneficiile acesteia asupra mediului înconjurător și creșterea gradului de conștientizare asupra habitatelor animalelor care conviețuiesc în ariile locale prin sesiuni de explorare a biodiversității locale. Da. Deci, e clar. Viitorul sună bine. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Avem al doilea proiect privind aprobarea votului în cadrul adunării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. Noi facem parte din zona metropolitană. Se fac aceste... Acum încearcă să facă un transport public modern cu microbuze și toate electrice. În prima fază văd că noi ca și comună nu suntem prinși, pentru că e Vărcescu, numai Căuceștiu, aproape de... Dar în a doua etapă
ei spun că și noi vom beneficia. Dar fi se dorește un circuit, tu de aici, de la comună, să te duci, să te duci aproape la intrare în oraș, de acolo ai din 10-10 minute și te duci unde vrei și niște trase foarte bine stabilite. Adică cu o frecvență mult mai mare decât acum și, sigur, monitorizați aceste transporturi. Supunem la vot. Dar de mine, aveam o întrebare. Nu e același proiect care l-am votat acum 4 ani în urmă? Da, sigur, dar tot la fel, Pavel, aici, totul, pașii. Băi, o să ne pregătim peste 2-3-4 ani. Mai semnăm din când în când, ce vrei să te aducem mai mult decât există. Foarte mult treabă ce se întâmplă cu transportul ăsta la Cleșa. Lumea spune că, de exemplu, de pe... Din aprilie. Din anul, așa, nu se mai face transport la Cleșa de către... Eu nu cred așa ceva. Este ceva oficial, avem o sau un vor la nivel de știu, au avut loc licitații pentru trase. Dar nu știu dacă pentru Cleșa, nu știu dacă a fost schimbat ceva pe cineva, adică nu, n-am auzit de că s-a schimbat operatorul, nu știu. Tot vorbeam de zona metropolitană, domn primar, mai aveți vreo răspuns la poemul ăla mai... Da, mai, da, mai trăiește poemul sau... Da, sigur, dar deja s-a scos la licitație. Canalizarea e scoasă la licitație. Prin PNRR? Nu, e poemul. Poemul. Crapul ne-a informat că s-a scos și lotul în care suntem noi prinși. Termenul de punere a ofertelor este 8 mai. Foarte bine. Adică s-ar putea să începem, anul ăsta o să înceapă, totuși o să înceapă lucrările. Uf! Apunem la vot ultimul proiect. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Trecem la diverse. Dacă aveți probleme... Domn primar, la diverse. Aș vrea să dau o adresă, îmi cer scuze. Să dau citire unei adrese venite de la instituția prefectului. Referitor la programul Construim Europa împreună cu autoritățile locale. Pentru o scrisoare adresată domnului ministru al afacerilor interne, șefa reprezentanței Comisiei Europene în România, aduce în atenție faptul că în anul precedent a fost lansată rețeaua europeană a aleșilor locali, care sunt invitați să participe activ în comunicarea temelor europene în cadrul unei alianțe fără precedent între structurile europene și autoritățile administrației publice locale din statele membre. Programul este intitulat Construim Europa împreună cu autoritățile publice locale, iar în cadrul acestuia politicienii locali vor putea să coopereze și să disemineze informații în legătură cu temele, proiectele și finanțările europene care vizează populația locală, fiind încurajate și dezbateri cu privire la aceste chestiuni și la viitorul Europei. Totodată, prin scrisoarea în discuție, se precizează că autoritățile locale, respectiv Consiliul Locale și Județene, sunt invitate să se alăture aceste rețele prin desemnarea unui consilier local sau județean în calitate de reprezentant și prin completarea pașilor descrisă în pagina de prezentare și fișa anexată. În situația în care doriți să dați curs propunerii lansate, dacă dorește cineva să dacă vreți nominalizăm să... un consilier care să țină legătura cu da, trebuie să acceseze domnul viceprimar. Nu, da, numai dacă vreți, cine vrea, dacă înțelegeți, nu domnul. Cel mai bun e domnul viceprimar, ca să fie în teul toate. Spune, Gabi, vrei să... Dacă doriți să participăm la acest program... Acest da, program. Da? Da. Deci toată lumea este pentru... Da. Da. La diverse. Ce zice, să fie... Dacă s-a rezolvat ceva cu copiii aia care trebuie să plece în America... Da, da, s-a rezolvat. Și o să-i explicați ca să nu mai trântânească pe Facebook. Să nu mai fie. Da. Pentru, ca să vă asigur pe toți, pentru că banii au fost obținuți, 8.000 de euro odată ambasada Statelor Unite, iar diferența de bani a fost ieri aprobată în Consiliul Județean. Bine, la o propunere, am înțeles, sau un proiect depus de PNR Bacău. Mai departe, partea legislativă, că trebuia să dăm și noi niște bani. Cristina, poate, da, da, poate dacă... să vă explice că noi nu puteam ca și unitate administrativă să participăm. Deci, copiii din Somușta au participat, au făcut cursuri cu Casa Portului Didactic Grigore Cărbăcaru Bacău.
Casa Corpului Didactic Vigoretă Băcaru Bacău este, după cum se știe, în finanțarea județului Bacău. Primăria Comunei Cleja ar fi vrut să finanțeze, dar nu am avut baza legală. Baza legală este la Consiliul Județean, care a alocat suma de 84.000, nu, Consiliul Județean a alocat suma de 8.000 de euro. Diferența de 8.380 de euro, de dolari. Diferența de 10.000 de dolari este suportată de Ambasada Statelor Unite ale Americii, din centrul american Cornell Bacău, și suma de 3.000 de dolari este asigurată prin sponsorizare de Asociația Dascălii Veneriți Bacău și Asociația Roza Venerinii Bacău. Țin să vă informez că s-a luat, de când a venit doamna directoare și ne-a prezentat situația, s-a luat legătura cu Consiliul Județean, cu Primăria Bacău, cu toate și cu Prefectura. Ne-au spus foarte clar, nu puteți finanța voi, deoarece copiii nu a participat școala Somușca, ci a participat la acest concurs Casa Corpului Didactic Grigore Tăbăcaru. Copiii, într-adevăr, sunt din școala Somușca. Vom beneficia de investiții ale centrului american Cornell Bacău după ce copiii vor participa la acest concurs. Domnul primar și toți am căutat soluții, dar nu am avut noi bază legală și s-a rezolvat prin Consiliul Județean, care a făcut asociere cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău și Casa Corpului Didactic Grigore Tăbăcaru. Asta ca să știe toată lumea că nu că nu s-a dorit, nu am avut bază legală și până la urmă s-a obținut finanțare de la cei de unde este bază legală. Important e că s-a rezolvat. S-a rezolvat, eu vreau să spun că oricum eram pregătit să ajut personal, dacă nu se ajungea undeva să găsească un mod de finanțare, eu eram pregătit să am vorbit și cu directoarea și am vorbit cu toată lumea ca să copiii totuși plecau. Orice s-ar fi întâmplat, copiii tot ar fi plecat, ca să știți. La ultima ședință, tot la diverse, am ridicat două probleme. Cea cu ajutorul pentru nou născuți și cu capela de la Buda. Dacă ne puteți spune, domn primar, ceva? După cum știți, în ultimii ani, noi am finanțat fiecare biserică. La Cleja, acoperișul s-a acoperit, încălzirea s-a făcut, s-a zugrăvit biserica, deci au fost finanțate. Anul trecut am finanțat inclusiv și la cimitir, am făcut partea de pavaj, inclusiv partea de aia de, tot la fel, am făcut o prelungire la bisericuță, pentru ca să, unde să depună, să făcut capelă mortuară. La Somușca am acoperit biserica anul trecut, am văruit tot în subsol, am făcut, s-a văruit și în exterior, anul ăsta poate văruim și interiorul, preotul a făcut. La Valea Mică, cum știți, am pus geamuri, acum am dat bani, inclusiv pentru pavajul care se face la intrare în biserică, dar am putut să comunic cu preoții, și preoții au înțeles că trebuie să prezinte în fața Consiliului Local un deviz, să vedem în ce constă lucrarea. Am discutat același lucru cu părintele de la Buda, încă n-am primit acel deviz în care să-mi spună ce vrea să facă. Dacă refuză, el, nu știu, eu am încercat să vorbesc cu el, sau mai mulți ați încercat să vorbiți cu el, a spus că e parohia lui acolo și acolo nu primește pe nimeni ca să verifice sau să vadă ce se face acolo. El știe ce are de făcut, noi să-i dăm bani. Eu, din punct de vedere legal, nu pot să dau bani dacă nu vine cu un deviz în care să-mi spună ce vrea să facă acolo. Un deviz real. Cât ar costa lucrarea conform unui deviz care trebuie făcut de un constructor. Mai mult de atâta nu pot să-l ajut. Eu pot să dau toți banii, să știe toți cetățenii. Nu ne camponăm de bani. Vrem să știm ce vrea să facă părintele acolo. Atât. Și cu celălalt proiect de pentru ajutor
S-a găsit cadrul legal? Ajutor pentru născut. Pentru născut, da. Începem cu luna iulie, putem. După ce face electricitate. Da, deci se face, aceste cheltuieli fac parte din secțiunea de funcționare. Da. Secțiunea de funcționare. Eu nu o pot alimenta, adică nu pot finanța cheltuieli din secțiunea de funcționare din excedentul pe care l-am. Trebuie să aștept, dacă luna iulie se pot face prima rectificare. Iunie. Deci, practic, iulie, în iulie. În iulie s-ar putea să... În iulie se poate face, să facă o parte de special. Aș vrea să revin un pic tot cu biserica, cu... Am înțeles că preotul a mai spus că eu i-aș fi cerut bani sau că i-am impus eu un anumit constructor. Nici pe departe. Înseamnă că nu înțelege chiar nimic pe preot. O zis pe unde au fost, i s-au dat bani și nicăieri niciodată n-a prezentat nimănui un deviz o anumită cât ar costa. Cam asta scumpă, nu? Da. Mai mult nu pot să vă spun, eu am, dacă eu nu pot să vorbesc cu oamenii și nu, adică cine nu crede că eu chiar nu pot să înțeleg, chiar preotul nu vrea să înțeleagă. Vă zic, dacă îmi dați bani, nu mă întrebați ce facem cu bani. Nu e chiar așa. Aici cred că și Pavel poate să... Ok. Încheiem subiect. Confirme. Mai e o problemă. Stai să discute Pavel. Nu știu. Eu l-am trimis pe Pavel să discute Pavel cu dumneavoastră. Mi-a dat cu somn roșii la față și are câteva de oră de simțișoară. Vrea propotat. De la biserică. Avem mie rândul, ok. Da. Da, referitor la capelă, într-adevăr, noi avem nevoie de capelă acolo și tot am încercat de-a lungul timpului. Precum știți, am votat pentru Bisericuța lui Părintele Augustin, am votat pentru modificările care au vrut să le facă Părintele Anton. Acum a venit rândul părintelui mai nou care a venit să facă capela sau bisericuța. Noi, Consiliul Caldin, câte știți, știm toți, suntem de acord cu finanțarea. Într-adevăr, am vorbit cu dânsul și am zis că găsim totuși o variantă ca acea capelă să fie făcută până la urmă. Că, sincer, de mulți ani, de foarte mulți ani, auzim cuvântul capelă, dar încă nu am văzut o cărămidă pusă pentru capela respectivă. Și m-am dus. Dacă vrea totuși să vedem cum putem să rezolvăm, adică noi suntem ca vecini binevoitori, putem ajuta fizic, putem veni financiar într-un fel sau altul să ajutăm dacă nu ajung banii, într-adevăr. Acum totul rămâne ca dânsul să dorească și noi o să venim cu ajutoare financiare, materiale, fizic și din toate punctele de vedere. Mulțumesc. Asta când pe primărie de suporte, nu cred că trebuie să aruncăm povara pe un... nici pe vecini, nici pe cetățeni. Nu, am zis că sunt variante, toate variantele ar fi bune, numai să le punem într-o zi în aplicare, că degeaba vorbim, dar nu facem nimic. Și acum depinde de dânsul să dea drumul la lucrare, noi ca Consiliul Local o să finanțăm, dacă adică trebuie să ajungem la un comun acord, să vă dați seama. Corect. Cumpărăm materiale dacă e nevoie, venim și toți, mai dăm câte un leu acolo, numai să se facă. Asta eu cred că presiunea nu trebuie pusă pe cetățean. Am înțeles că iar începe să strângă bani, să nu știu. Eu cred că noi putem să facem acel dar cu respectarea legii. Mai spuneați dumneavoastră, acum tot am început, văd că suntem toți în formă. Spuneți un trotuar, terminăm cu măcar pe artera asta principală și acei polițiști... Trotuarele, sigur, aș vrea și de mâine să mă apuc de... Nu știu unde vine canalizarea. Asta-i începem cu canalizarea, dacă deja se licitează, tu faci trotuar și vine ăla și sparge. Nu există un proiect la canalizare. Dar oricât ar fi proiectul, știți, n-am putut să văd unde e proiectul, cum e, dar nu știu, vin pe mijlocul asfaltului, vin pe o laterală, dacă vin pe o laterală trebuie amândouă laterale, pentru că la un moment dat faci subtraversări ca să prinzi ambele zone. Și atunci, oricât ar fi, tot te afectează, deci nu putem, nici pe drumul european, și acolo avem totul pregătit ca să mergem cu... trotuare. Dacă nu ai canalizare, dacă toți suntem în plac de a face canalizare, te apuci de făcut acum trotuare. Da. N-ai cum. Aș mai avea o propunere, tot așa, la înfrumusețare. Doamna Cristina, am zâmbit că e frumoasă propunerea pe care o spun. Haideți să spun că... Da, păi mă uit că sunteți mai... Na, da, culoare mai distinsă. Da, da. Identific vocea cuiva, dar nu mai contează.
Nu am nici caracterul și am și un pic de bun simț mai mult decât acea persoană cu care mai o să rămânați noastră, doamna Cristina. Și un pic de educație de la cei... Am 5-7 ani de acasă, față, da? Și caracterul e altul. Ziceam așa, ce ar fi ca primăria să cumpere niște jardiniere stradale? Am văzut, doamna Angelica Șarig are o grupă de copii voluntari la școală să le picteze, să scrie numele, să le îngrijească, să pune așa cu marginea drumului. Ce ziceți, domnul primar? Nu sunt foarte costisitoare. Cam îmbălcesc, nu? Da, nu chiar, da. Dar să lași copiii să picteze, să se apropie de treaba. Să vezi copiii se duc și împrută florile și așa mai departe. Ce ziceți? Nu sunt foarte scumpe. Noi tot am luat. Și eu mă gândesc tot timpul cum să acumensățăm și ar trebui să luăm de la intrare din sat. Da. Să facem... Măcar arterele principale. Bun, arterele principale, dar întâi să dăm o formă unitară, măcar la toate ligolele astea și toate să fie același talus peste tot, pe margine să faci loc, să pui flori. Acum nu neapărat, eu m-am gândit pentru că aș vrea să, de asta am și vrut, ca să angajăm un muncitor necalificat, în speță o femeie, dacă se poate, care are gust, și să începem să punem flori peste tot, nu neapărat jardinele, pentru că jardinele astea trebuie date în fiecare zi, la două zile, și ele sunt și bun. Dar există și varianta asta, că noi nu suntem învățați cu civilizația, și vine el, așteptezești că îți rupe, că îți face, că... Eu zic că dacă e în fața porții cuiva și nu e îngrijită, eu zic că e mai mare rușine pentru cel care e în fața porții care e poate să iasă cu o gărea. O să vedeți că sunt flori atât de frumoase în fața oamenilor gospodari. Așa o să vedeți că în unele zone este bălării și pălării. Și ați văzut dumneavoastră când săraca Angelica, care e acolo jos, acolo, care e în față, săraca câtă politică face și ea în față nu poate ia acolo, că probabil că e la nivelul ei, nu știu ce să spun acolo, însă, deci ca să concluzionăm, oamenii gospodari fac frumos în față și iar oamenii care fac politică, unii fac alții, adică știți, nu mai știu să comenteze. Deci, o să facem noi și pentru ei, domnul primar. O să facem noi și pentru ei. O să facem și pentru ei. Sunt acolo, într-adevăr, mai sunt niște case care fac. Da. Sunt niște case care, într-adevăr, trebuie să luăm noi, ca și primărie. Și niște terenuri așa la stradă, care sunt foarte lăsate în paraj, nu nu putem să... Unde? La stradă, sunt câteva terenuri. Păi câteva terenuri, acolo se intră să le... Da, va trebui să... Eu și eu am inventariat, într-un fel, în mintea mea, cam știu ce vreau, dar încă n-am ajuns. Este primăvară. Păi, de acum? Da. Deci încercăm și de problemă să facem, sigur. Ca un răspuns, de tot la adresa viitoarea dumneavoastră vis-a-vis de mine, să știți că eu prin fișa postului nu am informațare comună. Eu prin fișa postului am acordarea finanțării. Păi da, cumpare, vine referat de la compartimentul de specialitate, banii sunt prevăzuți, noi dăm drumul. Dar să știți că cineva trebuie să vină cu proiect, cu referat de speciale, cu referat de necesitate și după aceea se dă, nimeni nu spune că nu se dă. Dar asta nu vine de la mine. Eu sunt doar prin fișa postului să aprob, să fac rost de finanțare și să plătesc și să achit. Și faceți rost de finanțare? Dar finanțare avem. Păi atunci. Așa mai vrea. Nu am necesitate. Deci cineva trebuie să vină cu necesitatea, cu stabilirea. Da, opa, da, da. Cineva să ne cu jardinele, dar cu stabilirea, cu stabilirea, cu stabilirea, să scrie numele, să pună. Ar fi fain. Așa este. Am o întrebare. Păi mai departe. Mai întâi să rezolvăm cu gardul și cu Florin. Domnul Valentin. Arată nostru, așa că... Vine timpul de semănat. Știți ceva? Ăștia cu autostrada au stricat tot plopoșul, tot. Deci nu au respectat cât le trebuie lor. Au ieșit cât au vrut. Cât au vrut. 100 de metri. Vine primul, știți ceva, se remediază ceva acolo. Când zic... oamenii întreabă treaba asta. Deci mulți au bucăți acolo care numai acolo are bucată. Deci ca să vă spun, situația este la nivel de Moldova, la nivel național, unde se lucrează așa suntem. Dar eu văd că autostrăzile, când sunt terminate, se așează, se taluzează, okay. Iar pământul ăla vegetal nu se așează. Până în 2026 rămâne așa? Nu știu, dar am înțeles că totuși vor fi desfăgubiți oamenii care au... E vorba de... Dar ce eu rămas? Că...
automat, îi plătește numai cât e ocupat autostrada. Dar restul, ce-a ocupat că 100 de metri într-o parte, 100 într-o cealaltă parte, normal. Atenția, domnul primar, că după ce este TTM în lucrarea... Bun, și până în 2026 rămâne așa. Păi dar dați seama că n-are cum să facă, el lucrează acolo, adică... Dar e super mari, ce să... Da, uite, dragi, da. Da, nu da, știu, te duci 50 de metri într-o parte, 50, dar nu te duci... Unde te-ai dus 100 de metri, unde te-ai dus 200 de metri, ai... Proprietarii probabil o să meargă în instanță și o să vă cheme ca martor să ziceți că da, e adevărat, n-am putut să ar, să seamănă omului și să-și ceară bani. Eu cred că o să înțeleg fiecare că n-are încotro, n-ai ce faci, cu statul. Ai ce face cu statul, îți spun de bine și o să-l ia cât o să vrea. O să, e deja autarife stabilit. Asta e o nesimțire, nu? Eu înțeleg. E foarte bine autostrada, e bine venită, dar respectul alea că... și pe 8. Dacă mai sunt probleme. Da, eu. Domnul Gabi, câți oameni avem la ajutorul social la Cleja? Cei care prestează servicii? 21. Zilnic câți vin? Păi ei sunt programați, 2, 3, depinde. Deci câte ore au de efectuat. Sunt care au 11, sunt care au 6, sunt care au 8. Deci, de exemplu, unul care este la ajutor social, dacă vine, are două zile, cât lucrează într-o zi? 8 ore. 8 ore. Da. Deci aveți 2 oameni la dispoziție în fiecare zi. Cam așa. Cam puțin. Eu cred că ar trebui să facem o propunere, să facem o echipă de 4-5 oameni permanent. Să putem întreține această comună. Da, dar să-i găsești, mai nu găsești. Da, nu vă să-i găsești, să ai buget. Păi, cum vedem, dacă putem... Ca să putem să facem un și dintre acești oameni să nu credeți că toți sunt... Pentru că v-am că spuneați ghetul acolo pată și atunci m-am gândit, domnule... Sunt mai șubre, ține. Asta e situația. Și de multe ori acest ajutor social care... Acești oameni care zic, domnule, adun pe ăla cu ajutorul social. Toată lumea se bazează pe ei. Toată lumea zice, da, ce să mâncă? Adun pe ăla, adun pe ăla. Dar doi oameni avem. Dacă erau buni, nu veneau la ajutor social. Eu cred că totuși ar trebui să avem 4 oameni în cazul 3-4 oameni care se avem în permanență, să putem să facem un grafic de intervenții. Întâi 5, va după răului. Nu e de la ajutor social, de angajat. Asta vrea să zică domnul. Auziți, acum s-a angajat și să pună flori. S-a angajat. Eu vă spun că aici ține și de bugetul care l-are. Mai s-a angajat și un polițist local, dar nu să începe să dăm și amesc. Păi atunci să pună polițistul local să pună și flori. Adică știți ce se întâmplă? Așa este. Noi mergem până unde dorim. Problema este să ai bani. Să ai bani. Și din cauza asta nu... Nu numai de fără, de mătura, de sânsul mai de... de da, da. Părâu, ați văzut cum e. Și asta e o problemă, iarăși, câțiva cetățeni care nu înțeleg ce înseamnă părâul ăsta. Nu, ei au trăit pe malul părâului. Și mereu au rugat atât. E la port și curge la părâu. E la... știți că sunt cazuri, ce sunt mai... Așteptăm canalizat. Cu salariat cu un salariat minim pe economie, ne ajunge 37.200 de lei. Da. Salariat minim pe economie. Și avem deja 3 utilaje. Sau 3%. Aceia sunt de utilaje. Da, 3 program. Pentru voi. Trebuie. Asta la început de an, ca să spun. Eu, propunerea e, cred că ar funcționa treaba asta. Așa avem un grafic, dar eu 30 de ani lucrez numai în privat. Dom'le, trebuie să ai tot timpul un grafic clar de execuție și niște termeni. Dom'le, întâi 10, cei doi muncitori trebuie să curățe vadul părăului. 10-20, curăță alea mică. Adică să știm clar, noi ca consilier să avem această listă în față și verificăm săptămânal dacă și-au făcut treaba, nu și-au făcut treaba. Dacă mai aveți alte probleme. Da, referitor la copiii care vor pleca în America, poate găsiți o modalitate să-i premiați, eventual în avans, să aibă și ei bani de buzunar pe acolo. În avans. Premierul în avans nu se poate. După ce se vor întoarce, va fi cumva în iunie. Eventual la zilele comune pot fi premiați. Ei, curtează-mă formă, sigur. Da. Bun, dacă nu mai sunt probleme, consider ședința încheiată. Încheiată.